Susținătorii cuplului Dani Dayana au avut ieri ocazia să le transmită acestora mesajele lor live pe Facebook. Bună frumoși, Dani, cei mai minunați, vă iubesc. Dani Dayana, sunteți minunați, avem grijă de voi, vă susțin. Salut, iubiți, plăcați de piață, vă urăm. Ia, salut, iubiți, plăcați de piață, vă urăm. Vă iubim mult și abia așteptăm. Aia e cumnată mea. Să vedem, sunteți super și Dani, fără grijă, că toată familia te place. Love you guys și aveți grijă. Profitați din plin de restul. Încă o piatră la tot după suflet. Bună, felicitări, frumoși, felicitări, baftă, baftă, Dudu, sunteți forță. Mulțumim. Dudu, cei mai frumoși, mulțumim. Bună, Dudu. Mulțumim, sunteți cei mai frumos curaj cuplu, mulțumim frumos. Mulțumim, să fiți așa frumoși și în continuare, suntem alături de voi. Mulțumim. Felicitări, Dayana și Dani, sunteți superbi. Felicitări, vă, Dudu. Mulțumim. Cei mai frumoși, să vă iubiți mult și o viață întreagă, ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu desparte, să fiți binecuvântați toate zilele vieții voastre, ca și soț și soție, părinți, etc. Mulțumim frumos. Felicitări! Frumoșii noștri, felicitări! Mulțumim! Felicitări, cei mai frumoși, frumoșii mei! Ia, Nina, salutare, fainilor! Salut, Nina! Salut, te pupăm! Salut! Suntem alături de voi! Felicitări, Dudu, sunteți revelația sezonului! Mulțumim, forță! Yeah. Stângaci! Dudu, sunteți cei mai frumoși, vă ador, vă doresc tot bine din lume! Mulțumim! Sunteți minunați casă de piatră, frumoșii noștri! Suntem alături de voi. Mulțumim. Mulțumim super. Vă doresc multă sănătate și fericire. La fel și... O să fie alături de voi. Felicitări frumoși, ne sunteți frumoși. Mulțumim că ne susțineți. Vă votăm. Mulțumim. Acum e cea mai importantă săptămână. Pentru noi, da. Felicitări pentru cel mai frumos cuplu. Mulțumim din suflet. Ai zis că dacă e genul acesta, dau un pic. Felicitări pentru pasul pe care îl face Zon. Vot. Maria și Antonio. Ai pentru noi acum. Felicitări cei mai simți și reali. Vă așteptăm în Germania. Cu siguranță. Vot Antonio și Maria. Bravo. Baftă în marea finală. Mulțumim din suflet. Sunteți super, cei mai frumoși, fluturași la putere. Cu siguranță. Sper să câștigați. Fluturașii și... toți. Dayana suavă și distinsă, Dani un bărbat sincer cu simțul umorului, casă de piatră, dragilor. Mulțumim din suflet. Zâmbește, Dani. Am obosit. Azi sunt un pic obosit. Mulțumim tuturor. Chiar vă mulțumim că ne susțineți și ne sunteți alături. Și când ați fost alături la tot timp. Da. Câștigătorii sezonului, Doamne ajută. Sunteți fenomenali, Roma. Vot Maria și Antonio, yay! Votăm Antonio și Maria. Pentru noi, Dani Dayana la final. Casă de piatră, salutări. Cei mai frumoși sunteți. Mulțumim din tot sufletul nostru că sunteți acolo pentru noi. Cei mai frumoși. Și ne susțineți. Fericire împlinire tuturor dorințelor. Cei mai frumoși sunt Maria și Antonio. Sări peste comentariile. Cu siguranță. Vot Dani Dayana din Craiova, mulțumim. Uite, mătușa mea, felicitări, dragi, vă așteptu acasă la Dublin. Venim, mătușa. O pereche perfectă. Restul nu contează, voi veți rămâne o viață împreună, adevărat. Votăm Maria și Antonio. Cei mai tăi, natural și frumoși. Da, să le transmite, sunteți minunați, fericitări, viață fericită și frumoasă ca voi, mulțumim. Salutări, Antonio și salutări. Sper să fiți mirii sezonii, vă meritați, mulțumim. Dani este mama lor, Dana, pe live, unde? Doamna El! Unde? A venit mama, trebuie să plec. Mama Loredana, ne este dor de dumneavoastră, meritați din plin să câștigați, Doamne ajută! Sunteți cei mai frumoși! Vă mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi și ați fost alături de noi de la bun început, de când ați simțit voi conexiunea aia de care... Mulți n-au înțeles. Considerăm că am dat dovadă de o iubire adevărată. Pe care cam rar o întâlnești. O întâlnești, mai ales la prima vedere, din prima, să ai sentimentele astea puternice și iubirea asta și focul ăsta care avem în noi și susținerea care avem unul față de celălalt și... Încrederea. Deci am dovedit asta de la bun început, pe timp de 5 luni. Asta am făcut, adică ne-am dovedit nouă, practic, cât de mult ne iubim și câtă încredere avem unul în celălalt și cât de sudați suntem ca să devenim o familie. Am și trăit totul la o intensitate maximă, cum cred că nu ne-am așteptat în viața noastră să trecem prin asemenea experiență. Dar uite că consider că destinul ne-a dus aici și... ne-au făcut să ne întâlnim și să ne îndrăgostim. Din motivele astea și multe altele, considerăm că noi ar trebui să câștigăm această competiție. Am fost noi, am fost naturali, reali. Am fost reali, așa cum suntem, stângaci. Uneori am fost
prea reali. Uneori chiar am dat mai mult din casă decât a trebuit. Uneori am uitat și de camere că suntem filmați și am zis și ce nu trebuia să zicem. Da. Dar nu am ținut cont de asta, pentru că noi chiar ne-am dorit să ne cunoaștem exact așa cum suntem. Ca orice cuplu avem și noi neînțelegerile noastre, dar noi luptăm până la capăt să rezolvăm problemele dintre noi. Ca să intrăm în căsnicia asta curat, să avem o căsnicie cât mai sănătoasă. Consider că mulți dintre voi vă regăsiți în povestea noastră și consider că am luptat foarte mult și am trecut prin foarte multe lucruri timp de 5 luni aici în casă și considerăm că chiar merităm să fim câștigătorii marea finală. Asta depinde doar de voi. Suntem foarte fericiți și avem foarte, foarte mare încredere în voi. Ne-am distrat, ne-am simțit bine, am avut, cred că și o dragoste adolescentină de la început, am avut fluturii de care se tot spun, conexiunea de care am zis, am demonstrat de fiecare dată că orice discuție am avut, noi nu ne-am ascuns și după camere sau hai las că vorbim noi altă dată, am discutat, am stat, chiar a fost nevoie 5 ore, am stat 5 ore de vorbă, am fost acolo unul pentru celălalt. Am devenit mai răbdător, mai înțelegător, am învățat să comunicăm mai bine, am învățat să ne spunem ofurile, am învățat să fim noi și chiar ne dorim să intrăm, să avem o căsnicie cât mai sănătoasă. Și ne dorim din tot sufletul să ne fiți alături în marea finală, să trăiți cu noi emoțiile și momentul ăla unic și minunat. Merităm să câștigăm această competiție, dar asta va fi doar datorită vouă. Sper din tot sufletul să votați cu inima și să luați o alegere corectă pentru voi și pentru noi. Și pentru noi. Să și chiar merităm să și vă îndrăgim pe toți în parte, vă mulțumim din tot sufletul și e momentul să ne luăm la revedere. Vă pupă familia Crăciun! Vă iubesc pe toți! Da. După sesiunea live, familia Crăciun rămânea un pic pe gânduri. Au mulți susținători. Da. Maria și Antoni. Asta-i. Hai, măcar ne căsătorim. Eu asta îmi doresc cel mai mult. Ne căsătorim. Ne-am găsit unul pe altul. Da, începem cu sfârșitul. Ce s-a întâmplat în live-ul acela? Păi din 30 de minute, 19 minute nu mai văd Maria și Antonio, adică nu era despre noi. Așteptam să primim un sfat, o concluzie despre noi, ce părere și-a format despre noi, despre... Poate niște sfaturi despre o căsnicie. Da, adică măcar hate, dar să fie pentru voi, nu? Sau să dea hate nu, despre noi. Au fost foarte multe comentarii și pentru ei, am primit și pentru noi. Adică nu au fost da, chiar noi, nu. Tot despre asta, dar într-adevăr erau foarte multe comentarii pe Maria Antonio, Maria Antonio, Maria. Da, astea, na, știți că nu pot fi controlate. Fiecare grup e cu strategia lui. Să știți că afară e și o competiție între grupuri. Da, cine dă câștigătorul, Fiecare își se exprimă, dar doar punctam că câte mesaje am primit, nu că ne-au deranjat sau ceva. Și treaba asta vă pune un pic pe gânduri? Nu, și dacă ne-ar fi pus, nu avem cum să schimbăm și noi tot drumul al urmă. Nu cu voi, ci cu marele premiu. Nu, sincer, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Pentru că ai spus, asta e, măcar ne căsătorim. Adică am ajuns până aici, facem lucrul ăsta, adică experiența asta că am ajuns până la final și facem și pasul ăsta aici, e tot o satisfacție pentru noi. Absolut. Da, pe de altă parte, așa cum vă spuneam și săptămânile trecute, cred că nu s-a întâmplat în niciun sezon să fie o bătălie atât de mare pentru Marele Premiu, pentru că sunt niște grupuri puternice și voi sunteți cu toți niște cupluri puternice și asta a dovedit toată fluctuația care a fost în top de-a lungul edițiilor, de-a lungul galelor. De asta zic, probabil că se va juca până în ultima clipă, până când o să spun luni stop vot. Și fiecare dintre voi trebuie să joace ultima carte și se votează masiv și acum lucrurile sunt așa, de la limită între voi toți. De asta zic, probabil până în ultima clipă va fi bătălia. Nu cred că mai e ceva de jucat acum la final. Ce a fost de văzut, trebuia să se vadă în primele luni, trei luni. Nu, ziceam așa, de ce fac
susținătorii afară, de felul în care ei votează. Da. Voi, într-adevăr, voi ce să mai... Acum ai ultima, n-ai ce să lumea mai schimb. Lumea a văzut acum. Și cu bune și cu rele. Iar ultima carte, da, într-adevăr, a fost ce s-a întâmplat sâmbătă la petrecerea burlacilor, pentru că acolo și-a burlăciseră, pentru că toți oamenii erau cu ochii pe cum vă comportați voi. Și, na, în rest, nu prea mai sunt ascuri extraordinare în casă care să vă testeze încrederea unul în celălalt, să facă cine știe să scoate la iveală nu știu ce. Da. Nu uitați să votați. Știți? mireasa.1.ro pe platformă la 1272 și pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa. Sunt așadar trei modalități de votare. SMS-ul este cu o taxă mică, celelalte sunt gratuite, deci vă rog să votați, că e vorba despre oamenii pe care i-ați urmărit vreme de atâtea luni.